România, dadaismul a fost parțial vizibil în unele producții poetice sau în domeniul artelor plastice. Dadaismul a fost un curent cultural și artistic neconformist, îndreptat împotriva rutinei în viață, gândire și artă. Bazele curentului au fost puse la Zurich în ziua de 8 februarie 1916 de poetul de origine română Tristan Tzara. Acestuia i s-au alăturat la început scriitorii Hugo Ball și Richard Hulsenbeck și artistul plastic Hans Sarp. A urmat apoi pictori ca românul Marcel Iancu, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Max Ernst și Kurt Schwitters. Asociind unor elemente ale futurismului italian, cubismului francez și expresionismului german, un negativism declarat, dadaismul cultivă arbitrariul total, neprevăzutul, abolirea formelor constituite, provocând dezordinea și stupoarea. Totodată, dadaismul se manifestă prin organizarea unor spectacole de scandal îndreptate împotriva artei, gustului estetic, moralei tradiționale, pragmatic puse sub semnul întrebării. Din martie 1919, odată cu Tristan Tzara, mișcarea se mută la Paris. Aici, acesta se întâlnește cu scriitorii din grupul mișcării suprarealiste André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Philippe Sopol și Jacques Vacher. Mulți dadaiști publică în revista lui Francis Picabia 391. După ce în 1921 Picabia se separase de mișcare, în 1922 se produce ruptura între dadaism și grupul lui André Breton, din care se va dezvolta suprarealismul. Dadaismul supraviețuiește, însă datorită aproape exclusiv personalității lui Tristan Tzara. Dincolo de nihilismul și de enormitățile sale care au anulat uneori arta, dadaismul a fost un protest, un elan spre absurd, pledând pentru o libertate absolută, promovând invenții plastice și verbale, adesea seducătoare. Caracteristica mișcării românești de avangardă literară este eclectismul. De aceea, un dadaism în stare pură este mai greu de descoperit. Un dadaism mai marcat este vizibil în textele lui Sașa Pană.